Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod puțin mai special. E bine, fraților, într-un final am ajuns și eu acasă după o vacanță foarte, foarte frumoasă petrecută împreună cu familia mea. O să zic că au fost niște momente foarte, foarte frumoase pentru mine. Nici în momentul de față nu pot să realizez că m-am distrat atât de mult și chiar mă bucur foarte mult pe această cale. Principal am făcut acest episod pentru a vă anunța că am revenit acasă, o să revenim și cu programul de postat și cu livestream-urile, bineînțeles. O să vorbesc și pe parcursul acest episod în mare parte despre programul de postat pentru săptămânile care vor urma. O să fie în principal un program destul de simplu, un program normal. Practic livestream o să facem cam de 3-4 ori pe săptămână, și anume lunea, miercurea, vinerea și duminica. Pot să zic că este un program destul de ok, cel puțin legat de livestream-uri. Acum să vorbim puțin și de clipuri. Mare parte când voi face livestream nu o să postez decât două clipuri, și anume un clip de Minecraft Plus al joc, și când o să fac livestream, adică marța, joia și sâmbăta, o să postez câte 3 clipuri și sâmbăta 4 clipuri, bineînțeles. O să zic că e un program foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere. Chiar dacă nu am făcut foarte multe chestii interesante, în mare parte am stat în pașă, am dormit foarte mult, am mai ascultat muzică, în mare parte m-am relaxat foarte, foarte mult pentru că am acumulat o oboseală destul de mare, după care am mai vizitat câteva obiecte turistice. Într-un final am fost la paradă, o paradă destul de frumoasă, o să vă las și câteva secvențe în minutele ce o să urmeze. Fraților, în mare parte cam asta a fost și infovideo-ul, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul acordat la clipurile din această săptămână. Chiar dacă am fost plecat, pe cât am putut, am încercat să comunic cu voi în continuare pe Discord. Trebuie să recunosc că netul era destul de prost pentru că încă nu mi-am rezolvat problema cu internetul la bunica mea. A fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Nu uitați că dimineață o să fim live stream începând cu ora 10.